facem prea multă disciplină și cu cei tineri. Tu, în calitatea ta de lider, ai discuții cu acești jucători mai mici pe care îi bagă doar câteva secunde și ies, adică iei și tu deoparte pentru a încerca să discuți cu ei? Oricum discută și dânsul, e clar, dar e o situație mai grea? E normal, e normal, e normal. Eu încerc și eu, adevărat, și acum, cum a fost cazul, am luat și pe... Eu spuneam, pe fiică, dar nu e ușor. Am încercat pe fiică, l-am adus și acasă după acest meci, am adus pe el acasă. Noi ești deja... Da, l-ai dus tu acasă cu mașina? Nu, că noi am venit cu autocarul. Da. Și când a ajuns la stadion, el mergea cu taxi sau avea nevoie să chem un taxi să plecă acasă. Și atunci eu, cum venea și pe drum, l-am luat eu acasă pe fiică și am încercat să vorbesc cu el acolo singur pe mașină pe drum și le-am transmis. Știu că nu e ușor, știu că el are nevoie să trece, că buți cu lege, atunci avea nevoie și să fie locul lui cu echipă mare, să încerce să debuteze, dar nu e ușor, dar cu siguranță dacă el încercare să spun la el să nu se lasă. Să nu, e normal că nu poți să te bucuri dacă intri și să ieși 20 de secunde sau când au fost, dar cu siguranță au fost vorbit deja înainte meci, asta e 100%, că și eu mi-au spus că jucai puțin timp, dar nu aștepta să joc așa de puțin și l-am încercat să nu se lasă. E un jucător e un băiat bun, e un jucător cu de mare speranță pentru mine, pe care de când au făcut antrenament cu noi, așa că l-am încercat să le dau curaj și să nu se lasă, că oricum noi le stăm acolo pe teren să le ajutăm și în fiecare zi la antrenament să le ajutăm să debutează cât mai mult minute posibil. Dar cum ți s-a părut băiatul așa când ai vorbit cu el? Era dezamăgit sau era resemnat? Tatăl lui a și spus că s-a închis în cameră și a plâns. Da. Mă, știi cum e când tu ești... Eu în fața noastră nu am demonstrat niciodată această fragilitate, că e normal. Poate, nu știu, așa un pic cum spunem noi, de rușine sau ceva de genul, că atât jucător cu experiență acolo poate de asta, dar înțeleg și mă pun și eu în locul lui. Nici eu mi-aș plăcea, dar acum de altă vârstă văd că regulile era asta, dar nu știu, numai mister poate... Eu au vorbit deja despre ea, au vorbit și cu noi deja și la antrenament după această fază, au vorbit și cu fiica acolo prezent în fața tot grup, așa că la noi s-a terminat, el cu siguranță revine și acum puternic tare, noi oricum ne ajutăm și sperăm să debutați cât mai mult minut, că e un jucător și cu regulile astea de Under-21, e un jucător pe care la sezonul viitor cred că ne poate ajuta. Dar vreo unul din acești copii reușește să vă întreacă la antrenament pe voi, liderii, cei cu experiență? Se întâmplă să aibă vreun sprint sau să stea mai mult? Sau... Nu, noi ne bucurăm pentru ei să... Eu am de multă discuție cu jucători tineri. Eu și stau și cu Petrile în cameră. Încerc și stau tot timpul cu el în cameră, încerc să le dau, să vorbesc cu el, să transmit un pic de experiența mea la el, să le ajut. E un copil pe care eu îl iubesc, sincer, pe Petrile. Eu spune și la nevastă un fiu mai mic. Și când stau acasă, de multe ori le scriu ce face, că știu că e aici singur. Și mai le scriu ce mai fac, mai facem ceva de seară, mai ne jucăm, uzim pe tablă sau ceva. Eu știu că pierde tot timp și știu că se supără și mie îmi place să le văd așa cu ambiție, că vrea să câștigă. Auzi, Mario, dar le mai faci așa și o chestie de asta, cum era pe timpuri, veteranii puneau pe juniori să le curețe ghetele, să le care geanta? Nu, s-a schimbat mult, nu, nu mai se face din asta de înainte, da? Te ducea. Ai cărat și tu la viața ta, nu? Poftim? Ai cărat și tu genți la viața ta când erai mic, nu? Măi, eu sincer, când am ajuns la senior, nu mai am prins această fază, sincer. Și atunci la Băilămari, când am fost, țin minte, în primul an, când am cumpărat Băilămari în ianuarie, am ajuns în vestiar și era, când noi am fost campion de Liga 2, dar era o echipă că
au fost majoritatea au fost campioni din prime divizii în Portugalia. Era mulți care au fost internațional mare din Portugalia și m-a speriat acolo un pic, dar să știți că a fost de jucători pe care am prins, mai umilți pe care am prins eu în cariera mea, jucători care au fost campion, jucători pe care au avut o carieră extraordinară și ce mai umil pe care am prins acolo și încă azi încă vorbim. Mulți sunt empresari, alți sunt antrenori, alți director sportiv de echipă din Portugalia, prima divizia și continuu cu prietenie cu ei, că au fost foarte bine, 2 ani jumătate au fost foarte bine și după aia 2 ani cu Jardel, cu mare Jardel au fost de Jardel nici numai ca prieten nu ai ce să spune că a venit și în România, invitat de Marius Nicolae. Poftim? A venit Jardel. Nu de mult Jardel și în România. Știu, invitat de Marius. Am vorbit, m-a sunat Nicolae, că eu sunt prieten bun cu Nicolae și m-a sunat Nicolae atunci pe video să vorbesc cu, eu le chem cu capul mare, Jardel, le chem capul, cabeça grande, așa le chem eu, acolo în Portugalia, că minge venea ușor și trecea ca o bumbă din capul lui. Și m-a sunat Nicolae atunci, că noi eram în cantonament în Austria și eu era să mă duc și eu acolo la București atunci, că am vorbit cu Nicolae și m-a sunat Nicolae de video și am vorbit cu ei doi. Mario, consider că meritați să primiți deja titlul de campion? Să se înghețe campionatul și să fiți voi campioni? Eu aș prefera să ne întoarcem, să jucăm pe teren, să fim campioni pe teren, sincer. Dar dacă se închide campionat, dacă se îngheață campionat, atunci nu ai cum, că nu ai fost faza regulară, primul loc, acum primul loc, nu ai cum să nu-ți dai titlul de campion. Dar eu, sincer și din suflet, eu vreau să câștigăm pe teren, că asta e frumos, asta e mizeria noastră și pentru persoană, și pentru voi, televizor, să nu vedem tot timpul meci de 3, 4, 5 ani, 2 ani, 1 an pe televizor, să vedem meci live. Și vrem să câștigăm pe teren, dar dacă nu, merităm cu tot titlul, că nu. Cel mai bun atac, cel mai bun apărare, primul loc, faza regulară, primul loc acum în play-off. Cât meci au avut echipa asta, e acest sezon, nu ai ce să, de ce să nu dai titlul la CFR. Așa ar vrea și Dan Petrescu, crezi? Sau ai vorbit cu dânsul? Ar vrea să se termine? Noi vorbim puțin. Mi se vrea să joacă fotbal, eu cum am spus înainte, e obsedat, acest om e obsedat de fotbal, atunci eu cred că și el aș prefera să joacă pe teren, că le dor 100% de miros de iervă să stai și cu noi acolo la antrenament, să mai râde, să mai urlă un pic, că eu cred că le dor și de asta. A țipat vreodată la tine rău să te sperie? Urlă la tot jucător, nu, el, dar și noi oricum. Noi știm să gestionăm un pic mai bine, asta cu mai multă experiență, știi, să gestioneze când el urlă la noi. Poate zicem, nu punem așa atât la cap cum la unde e 18 de ani, că e normal. Eu și eu când era cu 18, dacă urla la mine, normal că mă băchez și eu, mi-era un pic temă, dar asta e normal. Dar după o trecut, e numai la moment și numai... Și gata, tot terminat. Mario, italienii iau în considerare varianta să facă un super cantonament de 45 de zile la Roma cu toate echipele din Italia, în jur de 300 de jucători și să se joace doar în Roma campionatul până se termină. Ar putea exista o variantă și la noi din punctul tău de vedere de genul acesta? Să fiți izolați undeva unde să jucați toate meciurile și să vă pregătiți toate echipele? Eu cred că e greu să se întâmple așa ceva la noi. Sincer, nu văd unde o să fie așa, unde o să stai tot echipă. E deci greu. Spui că nu avem infrastructură necesară. Nu avem. Noi vorbim și acum, văzut că și Bayern München a început antrenament. Dar mă uita, făceai 5 jucători în fiecare teren, aveai 10 teren. Fiecare teren avea un veștiar, să schimbai un veștiar, ajungi. Termina antrenament să schimba, avea mâncare deja pregătită acolo, aducea acasă, mâncare acasă. Sunt condiții pe care, din păcate, noi încă nu avem. Și avem nevoie să, dacă vrei să crește fotbalul românesc, ai nevoie de această infrastructură. Noi ne uităm numai, dacă mie ne uităm numai la Aj și atât.
Dacă tot avem atâtea lipsuri, de ce ai mers în continuare pe ideea de România? Da, eu am asta sunt altă discuție. Eu zic că aici m-am simțit bine. Eu nu spun că jucătorul nu are calitate sau că altceva. Jucătorul are mare calitate, un jucător român are mare calitate. Eu zic de infrastructură, de antrenament, de altă echipă. Noi aveam tot și alt teren de antrenament aici la CFR. Acum avem și din nou încercă la bază. O să vrea să mai construiesc un hotel acolo, că acolo avem deja doi terenuri foarte buni. Așa că păi mă gândesc că ai mai avut oferte, poate mai bune și totuși ai decis să continui. Asta a fost clar, am avut și am și e-mail încă de 2016 sau când a fost însă, cred că 2016, ofertă mai bună pe care am refuzat să rămân și pe care am pierdut și banii aici. Dar eu am rămas pentru că acest club m-a ajutat foarte, foarte mult. Eu ce am în viață, cred că el mi-a dat tot ce am eu. Așa că au fost momente în care am simțit că să ajut club și am ajutat. Și nu mi pare rău, sincer, că am ajutat pe club. Cum voi știți, am pierdut și mulți bani să rămân. Dar nu mi pare rău. Am făcut, familia mea e din Cluj, noi ne simtem bine aici, simtem ca acasă, așa că sper o zi să termin și cariera aici, sincer. Mario, spune-mi, te rog, care a fost cel mai mare nume, cea mai mare echipă care te-a vrut de-a lungul carierei tale? Eu când am venit în cariera mea, eu când am venit în România, am avut nevoie de opțiune. Atunci eu aveam un impresariu în Portugalia pe care lucra tot timpul cu Benfica. Da. Și atunci a fost era Fabio Coentrão, țin minte că era Fabio Coentrão fundaș Tenga și el a plecat la Real Madrid. Și Benfica a rămas, cum a fost gluma cu Ronaldo și cu ziariștii. Da. Și atunci când am venit, și aveam un antrenor care a fost mare jucător la Benfica, Moser. Și eu am terminat contract și au avut așa, au venit la impresariul meu, vezi că poate avem o ofertă de 3 ani de la Benfica, dar primul rând tu o să fii împrumutat unde vrei tu. Și atunci eu le-am întrebat, pot să dau măduching, să fac cantonament, că știam de situația asta, că Benfica nu avea atunci fundaș stângă, au rămas pe fundaș stângă și știam că era un risc al meu. Hai să mă duc, încerc să mă duc să fac cantonament și atunci vedem ce se întâmplă, depinde mai de mine. Aia era obiectivul meu, să mă duc numai să depind de mine, că știam și că nu avea fundaș stângă. Și atunci eu zis nu, că primul rând o să fim promutat, să vedem, să mai joc un an aici în Portugal, în primă divizie, nu știu, și atunci am renunțat. Atunci oferta mai mare a fost de la, și cu un proiect mai bun, a fost de la CFR, am venit și după aia la insolvență ofertă și un club așa cu care jucai și pe Zlic și pe care m-au făcut ofert concret și un salariu avantajos, au fost la Apoel din Cipru, în 2016. Când a intrat clubul în insolvență. FCSB-ul cât de mult te-a dorit? Știu că Mirel Rădoi, actualul selecționer, a declarat public că a încercat să te transfere la FCSB când a antrenat acolo, dar președintele Iuliu Mureșan a spus alege pe cine vrei tu de la CFR în afară de Camora. Asta a fost, eu știu că au avut, s-au întâmplat niște discuții atunci cu Mr. Mirel. Era Mirel și cu Dica. Știu că au avut niște discuții cu domnul Mureșe, dar la mine concret nu a ajuns niciodată nicio ofertă, dar nici odată am vorbit cu cineva de la FCSB. Te-ai fi văzut în tricoul FCSB-ului, sincer? E greu să spun că... E greu să spun că m-am fi văzut cu tricou FCSB-ul.